l-am întâlnit pe domnul Radu Nicolae Rădulescu, pe care îl voi prezenta prin cuvintele scrise în prefața primului volum din ultima sa operă, Mișelaneie. O lucrare care cuprinde cugetări, aforisme, eseuri, amintiri și care traversează un secol de viață. Născut în anul 1923, domnul Rădulescu este martor al istoriei, participând activ la cel de-al doilea război mondial. Domnul Rădulescu ne oferă o perspectivă valoroasă asupra transformărilor societății contemporane. Asfaltarea drumului meu în domeniul psihologic îl datorez profesorului Lucian Blaga. Cu el m-am întâlnit la catedră, dar și cu diferite publicații ale vremii. Am descoperit într-o fericită zi celebra lucrare Pietre pentru templul meu. Aceste pietre au constituit temelia pentru templul meu. Da, eu am avut, nu știu cum să spun, ceva m-a bucurat în viață. Dacă v-aș spune o efemeridă care a durat 66 de ani, o să vă sperie. Eu m-am căsătorit la Iași în clandestinitate, de teamă să nu-mi pierd serviciul și libertatea, că așa era, atât de drastic era stalinismul la 50, încât nu, ca să știe Ișeranu, care era șeful cadrelor, dar că ai călcat biserica, însemna că ți-ai pierdut slujba, domnule, locul de muncă. Și am găsit să fac căsătoria în casă. În casă ce înseamnă? Aveam o singură cameră închiriată de la un creștin care, în care ședeam eu cu mama și cu, mai târziu și copilul și cu socrul și cu soacră. Patru inși. Socrul meu avea ce era acolo, o cămară. I-a scos dulapurile care ținea borcane și am pus un fel de pat așa. Dar soacrul meu dormea cu mine. Cum să spun? O viață de câine. E, în camera aceasta, bineînțeles, până să nască Lucian și până să vină părinții de la Timișoara, eram singur cu ea, am făcut cununia datorită nașii fiind gazdele mele. Gaze, să zic, da. Ea fiind o ghiculeancă, din familia domnitorilor Ghica. Și ea mi-a propus la botez, la botezat și pe Lucian și îmi dea un serviciu din asta de masă, complet cu de la police, la linguri, cu emblema stemei ghiculeștilor. Mi-a fost frică să iau. Mi-a dat-o și noroc că bărbatul ei a fost mai bun și lasă, domnule, lasă-o aici. Nu știu ce-a făcut. Mă rog, dar nu asta e. Datorită ei care îl cunoștea pe preot, mi-a dus preotul în casă și am făcut o nuntă excepțională, domnule, excepțională. N-a adus nici dascălul ca să nu cumva să trădeze. Singurul invitat, adică eram noi, miri, nașii, patru, nu? Popa cinci. Și m-am trezit cu surpriză de la tatăl meu, ăsta a fost un om de mare, de perfecte surprize și un om excepțional, un laute. M-am trezit cu el, că știa că fac asta, o zi înainte. Și am avut, ăsta era musafirul, că a dormit și el tot cu mine în casă, în cameră. Așa. Și ne-a făcut preotul, aveam masa pe care mâncam, nu-ți spun că bucătăria am improvizat-o, i-am făcut cu asta, aveam o mașinuță din asta cu aragaz în closet. Deci jumătate erau veceu, jumătate asta, am pus o perdea, era oricum indecent. Și, dar au mers și concomitent, n-aveți. Așa, și cum să spun, nunta am făcut acolo, cu tot dechisul, cu adus toate părintele, cu masa, cu... Probabil că preotul a zis că are și el ocupat, n-a văzut pârlițe așa. Dom'le, a fost o nuntă cam povești după aia. Muzica nu era că puteam deranja vecini, nici n-aveam, radio mi-am luat mai târziu. Și a tras un chem nemaipomenit, dom'le. Vă spun acum, am avut antreu, niște salam și brânză și asta, și măsline am avut. Că pe vremea aia nu. Am avut o friptură de
pasăre, nu știu, cred că și cu cartofi prăjiți. Așa. Era și un cozonac am cumpărat și am avut și o sticlă de vin de bucium. Nu știu, cred că a mai rămas ceva. În orice caz, asta a fost nunta noastră de pomină, de probă, de ce-o fi fost, care a durat 66 de ani până a strâns-o Dumnezeu pe mama mea, soza, fata mea, toate. Da. E cum să n-ai, cum să nu simți că ai trăit, domnule? Vezi, asta intră în sectorul trăire, nu în existență. Existența o aveam, că aveam ce mânca. Existența e că am dat Dumnezeu și am avut doi copii. Asta sunt existență. Dar faptul că trăiești în afara existenței, adică îți susții existența spiritual, asta este ceea ce trăiește. De-aia spun și biserica, că pleacă spiritul acolo, nu se duce trupul. Da. Dar spiritul ăsta, dacă nu e bogat, nu zboară, nu știu cum să spun. E un paradox. Spiritele bogate zboară. E un paradox.